Și acum să povestim un nou subiect de data aceasta și mai interesant ar fi în felul următor. Un tată mândru de băiat care dorea să și-l căsătorească și să scape de chinurile vieții și a bătrâneții ca să se poată stinge pe viața pământească și să se ducă pe cealaltă, decide să-l căsătorească. Și ca să-l căsătorească, a decis ca un om printre vecinii lui să-l aibă ca exemplu, să spunem, și să-i șutească soția. Bun. Și mai stă ce mai stă și într-o zi o fată află o poveste interesantă, că băiatul cu care vă povestește acum nu este așa la fel de bun ca băiatul tatălui care a decis să-l căsătorească, adică al vecinului. Și vine fata la el. Hai că vreau să te cunosc, să ne măritam, să ne căsătorim. Zis și făcut. Numai că părinții și toată lumea nu știau o poveste interesantă. În trecut, părinții, ca să nu plătească taxe la stat, pentru că așa era înainte, se punea taxă de celibatate. Adică, sau de burlăcie. Practic, trebuia să plătești o anumită cotizație în fiecare zi, în fiecare an. Așa că se căsătoresc de formă. Părinții, încă o dată, repet, băiatului care trebuia să se căsătorească forțat. Apoi, după ce s-au căsătorit, au fost forțați să aibă cel puțin un copil. Pentru că trebuia să plătească din nou la stat o taxă importantă de bani pentru că nu au copii. Așa că au decis să facă un copil. Doar un copil. Iată ce ne-a pregătit nouă pe vremea respectivă, haideți să-i spunem, răposatul, sau cum îi spun ei, împușcatul, sau dictatorul sau comuniștii pe vremea aceea, înainte de 1989. Practic, dacă nu te căsătoreai sau erai celibatar sau burlac sau burlăciță, plăteai o taxă. Dacă nu aveai copil sau un număr de copii, iar plăteai o taxă. Mai multe taxe. Mai stăteai ce mai stăteai un pic. Îți făceai o casă, taxă, impozit. Pe casă, pe mașină și pe toate cele. Bineînțeles că aș permitea să dețină o mașină pe vremea aceea. Că făceai împrumut la cec acum și primeai peste 25 de ani bătrâna dacie pe care toți o reneagă și o duc la remat. Pentru că este proastă. Bun. Revenim. Și îl căsătorește pe băiat cu o fată. Care... Înțelegi? Practic, tatăl și mama băiatului nu-și doreau nici copilul și nici să se căsătorească. Dar a fost o căsătorie de formă. Înțelegi? Mai stai un pic și se căsătorește și băiatul. Într-un final, după ce își găsește o fată, care au decis ei să o șutească, pentru că e mai bine că trăiesc ei ca băiatul să aibă, deși e băiatul care nu și l-au dorit,
soția care nu și-au dorit-o, soțul care nu și-l-au dorit, ci o chestie așa. După nu știu cât timp, tatăl, în viziunea lui, în grozăvia lui și toate cele, tatăl băiatului, care vroia să-l căsătorească sau care l-a căsătorit, într-o zi vecine o să vii la mine și o să mă întrebi cum s-a căsătorit fiul. Iată. Ce idee năstrușnică de viață. Nu? Bun. Și dacă tot s-au căsătorit, apare și copilul. Între timp, cu toții erau decizi de un lucru. Să se căsătorească oarecum de formă, ci dacă apare un copil, să-l crească. Dar niciunul nu și-a dorit acel copil. Așa că tatăl nu știa cum să crească copilul, mama nici atât, tinerii însurăței nici măcar, pentru că nu se pricepeau, că îl luau copilul ca și cum ei o pisică. Știi? În brațe sau un câine. După care hai să-i spunem ceva de genul chiar nu mai știu ce să mai... și trebuia să crească copilul, da? Așa că, neavând pe cineva, iau legătura cu un asistent maternal care să le crească copilul și să ia copilul și să ia copilul. Se pune pe uliță și se pune pe uliță. Și face pipi și face pipi. Și îl șterg la fund și îl șterg la fund. Și tot așa. Interesantă povestea, nu? Practic, tatăl băiatului spune că într-o zi o să vii tu la mine ca să-ți povestesc cum s-a căsătorit fimiu. Ești zdravă în tataie sau ești senil? Știi? Doamne! Știi? Adică povești nemuritoare din cripte comuniste post-decembriste. Succes în continuare!